Cine îmi spune o povestioară? Și vă spun și eu una. Facem un schimb de povești. Sunteți de acord? Da. Da? Și vulpe au început să deie tot peștele jos. Pitot? Cred. Nu mai rămas nici un piculeț? A rămas vreo 2-3. Vreo 2-3 peștișori, da? Într-un sat de munte, odată, într-o familie care nu putea să aibă copii, a venit o veste bună. Că vor avea 2 copii, 2 gemeni. Anii au trecut, cel bolnăvior învăța din ce în ce mai mult, a început să devină curios, ajunsese să citească perfect. Celălalt era toată ziua în natură, dar nu învăța mai nimic. Cel care a învățat și a făcut un rost al lui și a devenit un om cu adevărat fericit. Până la urmă, care dintre cei doi a ajuns mai departe? Bravo! Așa da! În prima ilustrație ce avem? Lupul! Lupul e personajul pozitiv, nu-i așa din povestea asta? Cum? Ai zis că e pozitiv! E pozitiv sau e negativ? E negativ! De ce? E rău! Dar de ce? Ce a făcut lupul? Alegeți personajul negativ și colorați, da? Și eu vă mulțumesc frumos! Să fiți sănătoși, să creșteți mari și să faceți lucruri frumoase și bune. Și să ajungeți departe, da? Cam povestea mea.